Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, cine adorme imediat ce pune capul pe pernă ar trebui să se îngrijoreze, spune expertul, și eu credeam că de fapt așa este, bine să dormi din prima. Adormirea mai puțin de 5 minute indică faptul că nu dormi suficient, spune expert. Ce noutate, da. Nu m-aș fi așteptat. Serios? Adică la noi e ok. Cum, când ești obosit, te duc acum zdrang. De... Da. Dacă ai adormit imediat, e nasol. E nasol? Da. La, eu pot să măsor ca minel de ăsta care măsoară și mi-arată timpul în care adorm. Rumburac. 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 Noaptea trecută, de exemplu... Cât ai dormit? Cât am dormit? Am dormit 6 ore 40. Și în cât timp ai adormit? În 7 minute. În 7 minute? În 7 minute. Fost... Zdrang. Vineri, de exemplu, 9 minute, stai, joi în 16 minute. În schimb, nu știu ce s-a întâmplat în data de luni 27 februarie, 3 minute. Deci, asta a fost o excepție. Luni? Dar ce observ eu e că ești foarte odihnit în timpul săptămânii. În timpul săptămânii. Programul ăsta. Vezi? În weekend ești tu obosit. Ce faci în weekend? Nu, mă, nu înțelegi, dimpotrivă, dorm foarte repede. Este varză, deci... Ai dormit foarte repede în weekend, am văzut, că ai adormit în 7 minute, nu, duminică. Luni a fost. Lasă, aia a fost o excepție. Da. În rest, a dormit 16. Aia a fost relaxat. O excepție, 16 minute, în general, 6-7 minute, nu știu ce mă fac cu voi, mă obosiți prea tare. Trebuie să adorm în 10 minute. Problema e că încerc să citesc și cărțile respective sunt mai greuțe, așa, și... Na. Au un efect soporific. Soporific. Da, soporific. Cine s-ar fi așteptat la chestia asta? Ce mai... În cât timp adormiți? Tu aveai, Luca aveai... Eu adorm instant, de asta sunt veșnic obosit, dar știu asta, adică și e rău în sensul că sunt cu orele de somn, nu sunt la zi. Da, dormi purcelește, cum se spune. Da. Există somnul iepuresc și adormirea purcelească. Tu cum vezi perna, pac, în drum spre perna ai adormit. Mai ales somnul de prânz, acolo la care ești dulce. Acolo adormi instant. Seara mai am câteodată mici probleme. Dar mici. Dar la prânz n-ai nicio treabă. Cred că în sub 2 minute. Pentru când ești eu, azi noapte am dormit 5 ore. Da. Îți dai seama că eu când ajung acasă, pe mine mă prinde greu ora 1 mai nou. Înainte măcar mă culcam pe la 3. Acum am pe la 12:30, îl pup pe frunte pe Radu, eu urez succes la teme, îi spun că o să le verificăm împreună când mă trezesc. Mă duc. Și aia e. Acum trebuie până vineri să citim Niculeiță minciunele, norocire. Băi, nene, e greu cu copiii, cu cărțile astea pline de arhaisme și regionalisme, că o să fac un apel, că o să mă leg de Ministerul Educației, de gard. Se plânge asta de arhaismele din cărți? Da, trebuie scoasă literatura din program. Adevărul că unele sunt exagerate. Dar la tine, mai, orice carte mai veche de 30 de ani este plină de arhaisme? Citește tu Creangă cu un copil. Mai așa bine e, te duci, îi dau dreptate. Dar eu podele. Am citit Creangă și era super fan. Care-i problema? Da, era o distracție de ne tăvăleam pe jos. Mă, mie mi-a plăcut. Citește foarte la mult. Cum, cu mintea, dar cum ești digitalizat, ai tabletă, te uiți și numai la fente, numai la filme, vorbești jumate engleză, jumate română și dai de nică cu regionalisme. Da, cu... așa. Hai că nu mai avem timp să vorbim acum. Motocii, cu motocii, ce are? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.